În noaptea de 5 spre 6 februarie, tot în acest an, Marcela Paladi, fiind pasager a unei mașini accidentate în capitală, a ieșit din autoturism pentru a plasa semnul de semnalizare, pentru a evita producerea unui alt accident. În acel moment, un BMW a lovit-o, tânăra practic fiind strivită între cele două autoturisme. Încă o bătălie câștigată. Deși sunt abia la început de cale, iar drumul va fi anevoios, eu sunt gata de oricare luptă. Așa începe mesajul plin de curaj și sete de viață a Marcelei Paladi. Îi mulțumim tinerei că ne-a primit la ea acasă, locul în care sperăm să se simtă mai puternică ca niciodată. Ce faci? Cum ești? La momentul de față sunt mai bine. Evident că eu mai am dureri pe parcursul zilei. Sunt zile când mă simt mai rău, dar sunt zile când parcă nu știu, am nimic. Adică eu sunt destul de ok. Dorica, șoferul care a provocat accidentul și care te-a lăsat fără picioare să fii pedepsit, să stea în închisoare? Aș dori să răspundă, evident, conform legii. Primul rând asta, în al doilea rând, omenește. Pentru că nu poți lași un om fără două membre importante, evident, toate membrele sunt importante, dar lași un om invalid și tu îți faci toate treburile tale prin oraș, așa, parcă nici nimic nu s-a întâmplat. Unicul gând care la mine a fost, cât eram la spital și veneau medicii și asistentele să-mi facă procedura de pansament, nu e o procedură plăcută, doar în momentul ăla mă gândeam, șoferul ar trebui să fie de față, că anume în momentul ăsta să vadă ce se află sub pansament. Primul gând a fost că, hai, trebuie să vedem proteză care eu să pot să dansez. Asta a fost prima. Ești gata să dansez cu proteză, da? Da, eu chiar vorbeam adițional cu Olivia, că primul lucru care îl fac după ce mă pun ok cu proteză, că asta e iarăși tot e timp, regenerare. Te înveți iarăși să mergi totul de la zero. Când eu deja am să le manevrez la 100%, primul lucru care îl fac, mă duc la dansuri.